Povestea se învârte în jurul pasagerilor zborului Pacific Airlines, care călătorește din Los Angeles spre Tokyo. În prima scenă, avionul pierde brusc contactul cu controlul traficului aerian din Tokyo, provocând haos printre pasageri. Imaginile se întorc apoi la 4 ore, înainte ca totul să se întâmple. Avionul, pilotat de Pete Haining, este pe cale să decoleze pe o vreme senină. Între timp, două însoțitoare de bord, Laura și Suzy, fac pregătirile necesare pentru decolare. Unul câte unul, pasagerii încep și ei să se îmbarce. Printre ei se află un cuplu în vacanță, Brad și Pia, un hoț pe nume Jake, Lance Morrell, un om de afaceri suspicios care călătorește cu cutie de lemn ciudată, speții căsătoriți Rick și Liz și o fată pe nume Jacinta. Lance, omul de afaceri, pare să fie protector cu cutia și o ține depozitată sub scaunul său. Între timp, se dezvolte că însoțitoarea de bord, Laura, are o aventură secretă cu capitanul Pete, care este căsătorit. În timp ce pasagerii se instalează, cei doi se sărută în secret. Laura îl informează că centrul de control de la sol a transmis un mesaj urgent despre un control important care a fost trecut cu vederea. Pete însă face pe prostul și continuă să flirteze cu ea. Pe de altă parte, Brad, Pia și un alt cuplu sunt singurii pasageri de la clasa business. Brad și Pia s-au despărțit în secret, dar au ascuns vestea de prietenii lor pentru a împiedica ruinarea planului. Între timp, Liz se află în luna de miere cu soțul ei, Rick. Znoabă din fire, ea se roagă ca nimeni să nu se așeze lângă ea pentru a putea fi singura cu el la coadă. Cu toate acestea, Jacinta apare brușia locul. Liz se uită la ea o vreme și pare deranjată de estetica gotică. Apoi observă locul liber din spatele lor și o întreabă pe Jacinta dacă vrea să se mute, dar aceasta din urmă refuză politicos. În timp ce cele două doamne discută, devine clar că Rick este intrigat de caracterul Jacintei, dar se îndepărtează rapid când soția sa observă că se olbează la blugii rupți ai necunoscutei. La scurt timp după aceea, piloții anunță că sunt pe cale să decoleze, iar însoțitorii de bord verifică cu atenție toți pasagerii. Când Laura se apropie de suspectul Lance, îi cere să-și pună cutia în compartimentul de deasupra capului. Acesta face acest lucru, dar este evident că înăuntru este ascuns ceva foarte important. În curând avionul decolează și pasagerii pot scoate în sfârșit centurile de siguranță. Hoțul Jake încearcă să converseze cu femeia care stă lângă el, dar aceasta răspunde doar cu răceală. De asemenea, femeia observă mai multe telefoane în geanta sa și își dă seama că este un hoț. În scena următoare, avionul are parte de turbulențe neașteptate, așa că toți pasagerii își pun centurile de siguranță și așteaptă nervos să treacă. După câteva minute intense, situația revine la normal și toată lumea răsuflă ușurată. Dintr-o dată însă, Lance are un atac de panică și se chinuie să respire. Pe măsură ce starea lui continuă să devină mai rea, însoțitorii de bord cer oricărui medic sau profesionist de la bord să se prezinte. Din păcate, înainte ca aceștia să poată pune un diagnostic, Lance începe să sângereze abundent pe gură. Curând, Brad se prezintă și dezvolă că este paramedic. Rick se oferă și el să ajute și încearcă să-l salveze pe Lance, dar omul de afaceri începe brusc să aibă convulsii. În acest moment, toți pasagerii se uită la Lance, încurajându-l să se salveze. Cu toate acestea chiar sub ochii lor, el nu mai se mișcă și nu mai respiră. Rick și Brad încearcă să le rezusciteze, dar fără succes. În ciuda accidentului devastator, capitanul Pete decide să continue călătoria spre Japonia. Echipajul mută toți pasagerii de la clasa 1 la clasa economică, făcând loc pentru corpul fără viața lui Lance. La scurt timp după aceea, Lee se duce la toaletă și Rick profită de ocazie pentru a începe o conversație cu Jacinta. El o complimentează pentru modul ei de gândire și dezvolă că nici lui nu este frică de moarte. Drept răspuns, Jacinta spune că dacă toată lumea ar ști când trebuie să moară, nu ar pierde nicio secundă din timpul lor. Rick este impresionat de această afirmație, dar când se pregătește să condimenteze conversația lor, Lee se întoarce și întrerupe. Mai târziu, în timp ce împărțea băuturi, Laura observă dintele însângerate a lui Lance pe scaunul ei și începe să vadă flashback-uri cu el având convulsii. Când viziunile o iau razna, ea intră în panică și în cele din urmă, leșină. Dintr-o dată, sticlele de apă încep să se prăbușească și se descoperă că presiunea din cabină este în scădere. În curând, avionul începe să cadă liber, provocând haos printre pasageri. După multe lupte, piloții reușesc cumva să stabilizeze avionul, dar acesta continuă să se clatine violent. Pentru a înrăutăți situația, nivelul de dioxid de carbon începe să crească, așa că sunt distribuite măști de oxigen pe scaune. Cu toate acestea, masca lui Pia nu funcționează, obligându-l pe Brad să renunțe la oxigen și să găsească alta. El observă apoi o fată inconștientă într-un alt rând și se duce să o ajute. Între timp, o femeie pe nume Raquel este blocată în baie fără oxigen. Ea reușește cumva să o deschidă, dar înainte de a-și pune o mască, leșină. În timp ce devastarea continuă, Brad își dă seama că Pia a leșinat și se întoarce la locul ei pentru a încerca să o trezească. Din fericire, după ce îi ține masca de oxigen pe gură timp de câteva secunde, ea își recapătă cunoștința. În interiorul avionului, situația revine și la normal, iar capitanul Pete dezvolă că avionul s-a depresurizat, deoarece o garnitură a fost deteriorată în timpul turbulențelor anterioare.
La aflarea veștii, toată lumea scoate în sfârșit măștile de oxigen și respiră ușurată. În altă parte, în timp ce Laura îi verifică pe toți pasagerii unul câte unul, observă pe Rachel leșinând în toaletă. Bietei femei îi se administrează imediat oxigen de urgență și după câteva secunde se trezește. Între timp, Pia observă reflexia unei apariții spectrale înspăimântătoare, dar când se întoarce nu mai vede nimic. Este aproape ca și cum ar fi început să devină paranoică în legătură cu circumstanțele care o înconjoară. Pe de altă parte, hoțul Jake își părăsește locul și se strecoară la clasa business. Se pare că a pus ochii pe ceasul lui Lance. După ce își face treaba, el își face chiar și un selfie cu mortul. Dar tocmai atunci Lance începe să se miște, speriindu-l de moarte pe Jake. Când acesta din urmă trage înapoi pânza care acoperă cadavrul, rămâne neîncrezător. În cabina de pilotaj, capitanul Pete încearcă să ia legătura cu radioul din Tokyo, dar nu aude decât o voce distorsionată la celălalt capăt al firului. Brad începe să se uite la Twilight Zone, un program de televiziune din timpul zborului, pentru a-și distrage atenția de la ceea ce îl înconjoară. Cu toate acestea, ecranul începe să se deformeze și vede o imagine a lui Lance. O oră mai târziu, însoțitoarea de bord, Laura, observă lumini ciudate în afara ferestrei avionului, dar consideră că acestea sunt produsul imaginației sale. Ea observă apoi că Jake a dispărut de pe scaunul său și se duce să o întrebe pe Rachel unde este. Când aceasta din urmă îi dezvolă că s-a dus la clasa 1, Laura și colega ei, Suzy, merg acolo pentru a verifica. În mod surprinzător, nu numai că Jake lipsește, dar nici cadavrul lui Lance nu se află acolo. Speriate de ceea ce tocmai au văzut, cele două se întorc imediat la clasa economică. Laura îl informează pe capitan despre pasagerul dispărut și despre cadavru. De asemenea, îi povestește despre lumina ciudată pe care a văzut-o mai devreme, bănuind că este vorba de un avion de luptă. Cu toate acestea, Peter respinge rapid afirmațiile ei, spunând că niciun avion de vânătoare nu s-a apropiat de radarul său de când au decolat. Pe de altă parte, Rachel se duce din nou la baie pentru o treabă importantă. Se dovedește că ea încearcă să facă un test de sarcină. Spre ușurarea ei, testul iese negativ. Cu toate acestea, înainte ca ea să poată pleca, fumul începe să umple baia și o mână ciudată o apucă. În următoarea scenă, însoțitoarele de zbor Laura și Suzy verifică rând cu rând pentru a găsi cadavrul lui Lance. Când Brad află acest lucru, el dezvăluie că a văzut imaginea lui Lance pe ecran. Pia recunoaște că și a văzut ceva similar, ceea ce dovedește că nu sunt alucinații. Așa că cu ajutorul cuplului, Rick și Liz decid să afle mai multe despre Lance. Pentru primul pas, ei scot bagajul de mână și îl duc la galerie. Deschizându-l, grupul găsește mai multe tuburi de păr cu nume de femei lipite pe ele. Curând apare și cea întunecată. Ea simt află de investigația privată a grupului, așa că recuperează cutia de lemn a lui Lance și le-o dăruiește. Apoi se întoarce la locul ei și încearcă să doarmă, dar o forță necunoscută continuă să-i tragă pătura în jos. După un timp, cele două însoțitoare de bord îl surprind pe Brad și grupul, încercând să spargă cutia de lemn a lui Lance. Laura le spune că nu au voie să se atingă de proprietatea personală a acestuia, dar Rick îi spune că s-au întâmplat chestii ciudate după moartea lui Lance, așa că îi vor doar să investigheze. Rick le sugerează de asemenea să examineze bagajele lui Lance, dar Laura respinge ideea și îi trimite înapoi la locurile lor. Totuși, după ce aruncă o privire la lucrurile lui Lance, Laura se răzgândește. Ea se duce apoi în cală pentru a căuta bagajul, în timp ce Suzy așteaptă afară. Din nefericire acolo, o mână apare brusc și o trage pe Laura de acolo. Între timp, Brad și ceilalți se întorc cu Jacinta pentru a continua ancheta. Când deschid cutia de lemn a lui Lance, găsesc o păpușă a morții. Jacinta, fiind un tocilar înrăit, pare să știe despre ea. Ea explică faptul că păpușa este un shinigami. În mitologia japoneză, shinigami este un spirit al morții care colectează sufletele oamenilor după moartea lor, dar numai dacă aceștia renunță la ceea ce îi ține legați de această lume. În timp ce continuă să explice mitologia, păpușa începe brusc să scoată zgomote ciudate. Acest lucru îi face pe membrii grupului să realizeze că Lance refuză probabil să renunțe la sufletul său. Între timp, capitanul Pete începe să audă zgomote distorsionate la radio. Dintr-o dată, cineva apare din spate și el țipă de frică. În altă parte, în timp ce Suzy o așteaptă pe Laura lângă trapa de la cala de marfă, o altă mână încearcă să o tragă în jos. Suzy reușește să scape din ghearele acesteia și aleargă la clasa 1, dar un nor misterios de fum o urmărește. Fumul se risipește rapid și Brad, Pia, Rick, Liz și Jacinta se grăbesc să afle ce s-a întâmplat. În timp ce Suzy se îndreaptă spre ei, unul dintre compartimentele de deasupra capului se deschide și este aspirat înăuntru. Cuprinsă de panică, toată lumea se grăbește să coboare în cabina de pilotaj, în timp ce Jacinta își aude propriile cuvinte și se îndreaptă spre o figură necunoscută care apare în fața ei. Ceilalți îi descoperă pe capitanul Pete și pe copilul morți în scaunele lor. De asemenea, Rachel este văzută fără viață în baie. Când își dau seama că forța invizibilă a început să ia și alte vieți, grupul se grăbește să se întoarcă în cabină, dar ceea ce văd îi șochează. Toată lumea, inclusiv Brad și Rick, zace moartă pe scaunele lor respective. În acel moment, televizorul din cabină se aprinde și anunță că zborul a suferit o decompresie și că toate comunicațiile cu acesta au fost pierdute. Când un avion de vânătoare a fost trimis să investigheze, s-a
descoperi că avionul zbura pe pilot automat și că nu au fost găsite semne de viață la bord. În cele din urmă, s-a descoperit că toate persoanele aflate la bord erau deja moarte. Ei pur și simplu s-au întors ca suflete și au continuat să rămână în avion, fără să știe adevărul. De fapt, toți pasagerii au murit în momentul în care avionul a rămas fără oxigen. Tot ceea ce s-a întâmplat după aceea a fost doar păpușa misterioasă care le controla sufletele. Filmul se încheie când Lee se trezește și constată că avionul este gol. Ea aude un zgomot ciudat care provine dintr-o pubelă de gunoi. Când îl inspectează, o mână decolorată apare brusc, făcând-o să țipe de groază. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!